Bună. Deci, tot am promis că o să revin și o să vă povestesc cum e să naști în Germania. Am făcut încă un clipuleț, dar o să fie partea a doua postată, din motiv că am primit înainte de asta mai multe întrebări și în acel clipuleț v-am povestit doar ce am retrăit eu așa pe scurt. Mulțumiri și chestii de genul. Acum, întrebările voastre tot sunt importante pentru mine și pentru unele stârnesc așa entuziasm și vor să știe cum. Deci, da, să nu uităm că fiecare mămică naște în spitalul care e singură și la lege și regiunea de feră și legile la fel. Deci, fiecare spital e diferit. Una dintre întrebările voastre este dacă mi-am luat moașă. Da, mi-am luat. Sunt mega mulțumită. Când o să vedeți a doua parte a clipulețului, o să înțelegeți că ea pentru mine a fost îngerul meu păstor. Că dacă nu era ea, poate, Doamne ferește, ce putea să se întâmple. Slava Domnului, ok. Mi-am luat moașă și chiar dacă o să mă mai decid la alți copii, eu o să apelez la o moașă. Am văzut cum nasc fetele și fără moașă și aș recomanda cu. Măcar pe timpul travaliului și timpul nașterii, dacă nu vreți să vină să vă deranjeze acasă. Cu cine am stat în cameră? Am stat cu o doamnă care, la fel prin cezareană, a făcut... nu știu cum să zic. A făcut, că nu a făcut nimic, dar a dat naștere doi bebeluși la spitalul ăsta cu mine. În aceeași zi am venit amândouă, dar că eu peste o zi am născut, să zicem așa. Dacă am făcut testul la COVID, l-am făcut și eram indignată, dar l-am făcut, a fost așa, aiurea. Următoarea întrebare este asistatul la naștere, dacă soțului se permite. Soțul meu nu a stat de la început cu mine. Cât am avut eu vreo 5 cm deschidere acolo, uterin, deci nu i s-a permis. El a mers acasă, s-a culcat și când deja am ajuns la 5, aproape 6 să zicem, mi-am sunat soțul și mi-a zis că poate să vină. O venit, o stat cu mine, o venit deja cu geanta pregătită de acasă, că nu mi-a luat-o din start cu mine, n-am vrut să o mai ridic și chestii de genul, că nu știam dacă nasc, că nu eram la sigur. După 17 ore de travaliu, am ajuns de urgență la cezareană. Deci, la cezareană, i s-a permis de la bun început cu mine să meargă. Chiar el m-a dus pe pat înapoi, după cezareană. Am în vedere că când să intru la cezareană a fost ceva... Nu pot să explic acum, încerc să mă rețin. Cum se zice în limba rusă, un minut nu e de la. Deci, într-un minut, nici nu am înțeles ce se întâmplă, nu am avut când să discut și chestii de genul, eram gata la orice, am căzut de acord, am semnat acte care nu le-am citit, acte care nici nu mă mai interesau deja. Soțul era alături de mine, el poate auzi, dar eu nu mă interesa părerea lui nimănui. Eu am zis că mă duc să-mi fac cezăreană și am făcut. Da. Deci soțul asistă la naștere. El nu a tăiat cordonul, nici nu a avut când să taie, că situația a fost una urâtă și nu s-a mai implicat tăiat cordonului sau ceva de genul. Cred că la astea care nu e nimic de urgență și fac programare dinainte la cezăreană, soțul cred că poate tăia cordonul umbilical. Nu știu, umbilical îi se zice, cred că așa ceva de genul. Deci, am născut cu mască sau fără? Nici măcar în cap nu aveam nimic pus la cât de rapid m-a luat, că nu eram, pur și simplu m-au dezbrăcat la fuga, eram așa cu părul, m-au strins puțin, fără mască, fără nimic, mai scurt. Cred că la astea cu programare e altceva. Deci, cum mă spăl? Deci nu mă spăl, că mă șterg, să zicem așa, ca să nu miros, și mă spăl pe părți.
dacă știți, sunt slavețele din astea care ștergi bebelușul la funduleț, le moi în apă și ștergi bebelușul, sunt foarte practice, mi-am luat și eu acasă. Deci merg la Racovina, mă șterg, dau iar cu săpun, mai frec laveta aia și iarăși tot așa. Și cam asta e. Adică nu rămân murdară. Nu pot să-mi spăl părul, dar mi-ar fi dorit să mă ajute cineva. Cred că soțul, că nu știu, cred că mai mult ca el nu o să facă nimeni. Și sunt recunoscătoare. Wow! Ce mănânc aici? Mâncare nemțească. Nici nu știu cum să-i zic. E ok. E comestibilă. Cer scuze pe mine, mă năvălesc emoțiile încă. Astăzi, spre exemplu, am avut un fel de sos din carne de vită, mazăre cu morcov fiert și erau așa două bulinuțe, să zicem, ca găluștile, cred că din pâine de griș, ceva de genul, mă gândesc. Dimineața era pâine cu unt și dulceață, asta mi-am ales eu, că nu mănânc cârnaț sau salamuri sau ceva de genul, nu-mi place. Ce lucruri nu-mi trebuia din geanta de acasă. Deci, bine că nu am făcut video pe care mi l-au cerut foarte multe fete să arăt ce mi-am pus în geantă. Ca atare, nu că bine nu l-am făcut, dar n-am reușit. Da. Nu mi-a trebuit halatul gros de iarnă. Îmi pare rău că nu mi-am luat mai multe pijamale ca rochițele. Deci, nu vă sfătuiesc să vă luați așa cum am eu acum. Eu am două și le-am murdărit. Deci, categoric, mai pus să le îmbrac. Și vă sfătuiesc să vă luați mai multe, dacă puteți, hălățele din astea care cu nasturi până în jos sau cu fermoare și mai subțirile. Fiindcă în spital e cald, e perfect. Iarăși, fetele la cezăreană care au făcut, nu este nevoie să aveți pantofi din ăștia din plastic ca să mergi la baie, că oricum nu vă spălați, nu vă spală nimeni, nu știu dacă veți putea reuși, dar e curat, vă poți lua bahile să intri cu ele dacă nu ai pantofi, deci cam asta e. Este la DM o listă cu tot ce trebuie, eu din ea mi-am luat. Nu am făcut-o din capul meu, că sunt la prima naștere și într-o țară străină nici nu am cu cine ca să discut și să întreb ce îmi trebuie și ce nu îmi trebuie. Pentru bebeluș tot am luat hăinuțe și bebelușul meu s-a născut de 3 kg 300. Deci astăzi are doar 3 kg 100, că scade, așa mi-a explicat. Deci știam de fapt odat, m-am informat puțin. Și cam sunt mărișoare hăinuțele și mi s-a permis să îmbrac cu hăinuțele mele. Deci mi-am luat și hăinuțe pentru bebeluș de acasă. Nu e problemă dacă o îmbraci. Deja depinde, iar spital de la spital. M-a întrebat, am lapte sau nu? Am colostru, deci încă nu a apărut lapticul și mi este foarte greu. Mă scurg la aparatul care până l-am arătat și dacă reușesc îi dau să sugă. Dar nu prea face față, că nu are nici ce să sugă și pot să stau câte 15 minute la fiecare 2 ore să mă stor cu aparatul și apoi pun în sticluță și îi dau să bea. Adică totuși mă stărui să alăptez și eu cred că o să-mi reușească. Eu nu o să-mi dau mâinile jos și o să zic că nu pot și am plâns, dar se rezolvă. Nu e nimic, Doamne, ce m-am înțepat. Nu e nimic imposibil, cum am mai spus. Ce a fost mai greu, o trecut, ceea ce văd acum de azi înainte în viața asta sunt floricele. Să-mi zică cineva că viața e grea și nu are niciun copil. Nu știu, cred că eu, nu știu, știu că au fost momente că poate m-am luat la, dar nu la chat, să spunem la contrarii cu femeile care au copii. Și poate le-am pus așa în față, urât, cumva, că nu te jalui pe viață, că tu n-ai văzut și e greu. Dar stai că e încă, nu ne-o zis nici, stai fata, că tu nici nu știi unde te duci. Și gine așa și ne-o zis că tu nici nu știi unde te duci. Deci, viața schimb total.
pur și simplu alte cuvinte, nu o să mai adaug și nu o să mai explic nimic, că e pur și simplu, nu știu. Eu în viața asta încă greu n-am văzut, eu acum încep să trăiesc. Asta e, cred că începutul vieții mele. Eu până acum eram speripa mami, cum s-aș spune. Și așa că, ok, deci cam asta, să mă întreb, să mai văd ce m-ați mai întrebat. Cam... A, cum arată camera? Deci v-am făcut un clipuleț aparte, o să-l vedeți, nu e mare tare, nu sunt condiții ca la hotel, dar e ok. Eu aș zice că e perfect. Nu am stat niciodată în spital ca să fac alte comparații cu alte spitale, chiar și din Republica Moldova, de exemplu. Nu am stat și nu știu. Nu știu dacă astea sunt condiții urâte sau sunt perfecte. Pentru mine sunt perfecte. Adică eu nu vin cu recomandări sau ceva de genul. Dar vreau să vă arăt cum s-a petrecut toată chestia asta și trăirile mele. Deci, eu știu că foarte multe dintre voi care urmăresc clipulețile mele îmi scriu privat și eu așa țin o legătură ca de cunoștințe, să zicem. Nu pot să zic prietene, că nu ne vedem, dar e o legătură frumoasă dintre voi și deci totuși decid că și am decis că o să mă împart cu voi și o să mă descarc mereu aici, că voi sunteți alături. Nu știu ce să vă mai zic. E totul bine. Cum decurge operația și chestii de astea și cum o să se prindă, nu știu. Eu sunt și eu la început. Prima zi nu m-am ridicat din pat, dar e ok. Eu am reușit să mă ridic. Așa, încet, greu, pe unde nu pot, pe unde bine, pe unde nu știu cum, câteodată când o văd că plânge, pot să iau brusc că mijele de ea și uită de mine, nu contează. Ce a fost greu a trecut. Eu sunt foarte bucuroasă. În următorul videoclip o să vedeți partea a doua, puțin explicat cum totuși a mers situația. Deci am fost puțin debătută de la tema, așa au venit să întrebe ceva, dar nu era nimic grav. Deci doar vreau să vă spun că o să postez și a doua parte a videoclipului acesta, care am filmat-o mai înainte, pur și simplu, nu știu, nu aveam încă întrebările voastre și nu știam că erați curioase de atâtea, dar experiența însuși și de ce am ajuns la cezareană o să o vedeți în a doilea videoclip. Nu vreau să afectez pe nimeni emoțional, dacă o să afecteze jumătatea alaltă pe cineva o să-l șterg, cred că, dar totuși la insistență o să-l pun. Fiindcă totuși sunt trăirile mele adevărate și eu vreau doar să vă susțin și să vă spun că când mergeți la un medic și vă puneți viața voastră pe tavă, să nu vă lăsați bătut niciodată, să cereți calitate 100%, nu 100%, 101% și oricum, niciodată să nu vă lăsați călcați în picioare și să vă duceți din cabinet medicului cu întrebări, niciodată să nu faceți prostia care am făcut-o eu. Puteam să-mi pierd viața dintr-o prostie. Și regret foarte mult că am crezut că eu joac. Pur și simplu, nu arată serios nimic. Și vă îndemn să fiți foarte puternici și să aveți grijă de voi așa cum trebuie. Dacă nu vă place ceva la un medic, schimbați-l. Nu costă nimic. Schimbați-l. Asta depinde foarte mult și foarte mult schimbă în tot ceea ce o să faceți mai departe. Deci, să nu faceți greșeli care am făcut eu. Dar asta e legat de medic. Poate o să găsesc altă dată timp și să vă explic ce nu a fost cum trebuie. Dar, totuși, este clar că ceva nu a fost cum trebuie, dacă am ajuns în așa situație, da. Ok. Deci, vă mulțumesc frumos că sunteți alături și priviți următoarea parte. Eu vă mulțumesc frumos pentru tot.